Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe YouTube ETHD În Podcast Style. De această dată tragem pe Road Broadcaster sunetul acestui video și o facem prin Universal Audio Apollo Twin. Despre ce este vorba? A venit un pachetel din Olanda. Și te cum arată punguța din Olanda. O să vă gândiți, am primit semințe sau direct marfa. Ei bine, nici una, nici alta. Sau la cum arată ambalajul acesta? Băi, ești nebună ăsta primii marf. Hmm? Hai să vedem ce e înăuntru. E marfă, e foarte, foarte marfă și unboxingul acesta este cu The Fathead. El este Fathead, și este un inline preamp de care ai nevoie atunci când vrei să adaugi gain, adică să faci să sune mai bine, mai tare un microfon dinamic cum este Shure SM7B. De ce ai nevoie de el? De ce ai nevoie de Fathead? Ei bine, el și Cloudlifter fac aceeași chestie. Fathead de la Triton Audio te costă vreo 360 de lei. Foarte important, Cloudlifterul e făcut de Cloud Microphones, vine de prin Statele Unite și o să te stoarcă de vreo 660 de lei și face exact aceeași chestie. Unii spun că e mai curat, dar diferența este absolut insignifiantă chiar și pentru înregistrări profesionale. Așadar, dacă vrei să faci podcast, înregistrări sau să tragi orice altceva decât heavy metal unde vei urla un microfon cu acest Shure SM7B, ai nevoie de un fathead. De asemenea, dacă vrei să faci the most of acest road broadcaster, atunci ai din nou nevoie de fathead. El este microfonul de care ai nevoie dacă vrei să faci podcast la bani puțin, 790 de lei, dar despre asta vorbim într-un alt video. El a fost uh, The Fat de la Triton Audio fabricat în Olanda. A fost un unboxing, iar dacă vrei să vezi cum sună cu SM7B și cu Rode Procaster, caută pe canalul de YouTube ETHD. Eu sunt Emil Trifa. Pe curând!